Bună ziua, aș dori să fac un anunț important. Astăzi sunt la Bruxelles și am aflat de la colegii mei că astăzi dimineață primăria de Ermenești a pus în aplicare, a executat hotărârea, sentința irevocabilă și definitivă al Curții de Apel Bacău, care pentru lucrarea realizată ilegal pe terenul comunei Sunt Martin trebuia să mute de acolo ce lucrare a realizat. Înainte de această decizie a Curții de Apel Bacău au mai fost două sentințe definitive și irevocabile prin care s-a atestat că terenul respectiv este în administrarea comunei Sunt Martin. Odată a pronunțat Curtea de Apel Târgu Mureș și tot la un proces care avea acest obiectiv Curtea de Apel Bacău. Așadar, terenul este a comunei Bacău și conform legislației în vigoare, o altă entitate, altuate, nu poate să aibă lucrare fără acordul și fără toate autorizațiile, avizele corespunzătoare unei lucrări. Eu cred că dacă trăim într-un stat de drept, toate deciziile instanței trebuie să fie puse în aplicare și indiferent de acest moment, eu cred că nu ne putem opri aici, pentru că în ultimele 4 ani au fost foarte multe circuri, foarte multe probleme, de foarte multe ori Valea Uzului a fost folosit politic, a fost folosit de extremiști și trebuie să spunem stop. Pentru că eu cred că toți martirii care au murit acolo, indiferent de sub ce steag au luptat, merită respect, merită liniște și merită toate onoarea care este posibil. Momentan acest lucru nu este posibil pentru că și de o parte și de altă parte se întâmplă evenimente nedorite. Noi, Consiliul de Țean Harghita, începând de la pronunțarea sentinței la începutul acestui an, am început un demers prin care am început să creionăm un dialog cu Comuna Sunt Martin, cu orașul de Ermenești și Consiliul de Țean Bacău. Am corespondat de mai multe ori, am venit cu soluții și propuneri. Totodată, până la final, am reușit să ajungem și la Oficiul Național pentru Cinstirea Eroilor, ONCE, care este organul abilitat în acest domeniu, cât și să avem discuție la nivel înalt cu Ministerul Apărării Naționale și cu conducerea acestei minister. Scopul nostru este aceea încât toți eroii care au murit în Valea Uzului, indiferent sub ce steag au luptat, merită să fie cinstiți, merită să aibă un loc, un loc unde se depune coroane, unde se aprinde o luminare, unde se ține o slujbă, indiferent de religie, ortodox, catolic, orice fel de reformat, unitarian. De aceea noi în acești luni am încercat să pregătim un compromis și chiar ieri am avut ultima discuție cu un reprezentant al Comunei Sunt Martin și vom veni, cum am avut și discuțiile la Ministerul Apărării Naționale, cu soluție prin care chiar Comuna Sunt Martin să fie de acord, să fie loc pentru cinstirea tuturor eroilor care au căzut acolo. Dacă au căzut, este înmormântat acolo 1, 2, 5, 500, 5.000, indiferent. Dacă este chiar și una, atunci merită să fie cinstit. Și haideți să vă apelez să fim calmi, să găsim această soluție și în viitorul cât mai apropiat să putem merge împreună și să aprindem lumini la toate mormintele, la toate locurile pe care sunt amenajate acolo legal. Eu sper că prin această implicare a primăriei de Ermenești se pune punct la un capitol negru în istoria noastră și totodată eu sper că istoria comună a vecinătății, a bunei vecinătăți și eu sper că împreună cu județul Bacău, cu comuna de Ermenești, Valea Uzului putem să avem și să dezvoltăm în așa fel sustenabil încât să fie și o atracție turistică, să fie un loc unde merg oameni indiferent de etnie și chiar pentru noi harghiteni să fie și un acces mai ușor către aeroportul din Bacău. Eu cred că județul Bacău și județul Harghita trebuie să conlucreze în bună colaborare
Vă rog să faceți și la acest mic filmuleț toate cele bune și cinste eroilor căzuți la datorie.